Viața poate fi atât de frumoasă. Poți să faci orice. Poți să iubești, să visezi, să fii fericită. Dar nu poți face nimic dacă nu ești liber. Nu-ți poți trăi viața dacă ești captivă. Tata, au trecut 2 săptămâni. Trebuie să-i dăm drumul. Nu pot să-i dau drumul, dacă vrea să fugă. Păi și ce o să faci? Doar nu o ție aici toată viața. Dacă sunt obligat. Urmești, nu? Da. Aș vrea să... să vorbești cu ea. Nu știu, poate ai altfel de argumente. Deja încep să regret că te-am așteptat. Carla, suntem aici. Suntem toți trei, e Italia. O să obișnuiască. Ești tu crezi că Petru nu o să o caute? Sunt convins. Uite, chiar o caută, săracu. Tate, ce faci? Mi-e dor de tine. Puncte, puncte. Vreau să te aud. Puncte, puncte. Asta nu e iubire. Tată, ce faci? Asta este o obsesie. Și eu o să mă asigur că nu o să mai caute. Săraca femeie. Prin câte a trecut și ea. Bun, hai venit și tu. De când ai tu treabă cu mine? Am treabă cu amândouă. Deci, știți că astăzi Robi vine acasă, da? Da. Da? Da. Bun. Și știți că o să fie într-un scaun cu rotile, da? Da? Da. Bun. Și cum noi nu avem lift în casa asta, mă gândeam să-l mut în camera mea. Așa. Și? Și eu mă mut în camera voastră. Ce? Poftim? Și noi unde ar trebui să ne mutăm? De ce nu te muți tu în camera la Robi? Pentru că e prea mică pentru mine? A, și te gândi că pentru noi două nu e prea mică? Dar de ce nu te muți la Otilia sau la Andy? Pentru că e la mansardă și eu am nevoie de o cameră mare pentru că sufăr de claustrofobie, da? A, așa se mai numește mai nou nesimțirea, nu? Pe cine faci tu, mă, nesimțită? Alo, gata, gata, nu se mută nimeni. Și cu Robi? Petru nu vrea să-i schimbe camera. Pentru că nu vrea să-i schimbe prea multe pentru confortul lui psihic și are dreptate. Păi și cum o să urce? O să-l ducă cineva de fiecare dată, doar e o mână de om. Acum? Dacă îmi va crește? Când va crește, va merge, Alice. Sau tu poate nu crezi că o să se întâmple asta? Normal că da. Că ce? Că ce? Normal că o să cred că o să meargă. Care e problema voastră? Te rog, ajută-mă.
Carla, te rog frumos, nu-mi face asta. Te rog, vorbește cu mine, spune-mi ceva, că nu mai pot, nu înțeleg ce se întâmplă. Nu știu câte zile au trecut, nici măcar nu știu unde suntem. Te rog, măcar spune-mi unde suntem. Te rog, mănâncă. Te rog, spune-mi unde suntem. Suntem în Italia. Ce? Nu. Nu se poate. Nu. Te rog, încearcă să înțelegi că n-ai cum să te opui. Tata crede că într-o zi o să uiți pe Petru și o să... Niciodată. Petru o să mă găsească și o să vină aici după mine, o să vedeți. Mai bine așa. Așa cum? Cum că n-o să accept să fiu lângă el, n-o să accept să fiu fiica lui pentru că îl urăsc. Îl urăsc din tot sufletul meu. Te rog, mănâncă. N-are rost. Îmi pare rău. Chiar îți pare? Și tu l-ai ajutat, nu? L-ai ajutat, că altfel nu erai aici. Eu n-am vrut decât să fim surori. Toni, eu nu mai pot. Chiar așa nu are Elena un actoraș cu care să ies și eu. Da, mă, nene, îmi place, mă, e frumos aici la voi, băi, fetelor, uite și mă, ce dor mi-a fost de voi, băi, de când nu ne-am mai văzut. Ce mai aici e feminin, așa, mă, nu ca la circuit. Mm-hmm. Da. Tu? Și nouă Moni? Ne place. Nu mă pup, e? Hai, mă, să te iau în braț. Ce la ei, Doamne, Doamne, ce dor mi-a fost de tine. Da, gata, atât. E tu ce faci, Tică? Ce cauți aici? Ce să fac, mă? Eu fac bine. Da? Am venit să vă văd, că mi-era dor de voi. Altceva? Băi, altceva. Cu mine toate bune. Mm. Dar El Capitan m-a părăsit. Da, m-a plecat în Spania, asta e. Păi și tu ce mai cauți mai aici? Nu pot, bă, să plec. Ăsta e adevărul, aia. Înțelegi? Adică să o iau viața de la zero, așa, nu, nu. Plus că ea știa spaniolă, eu... Adică, dar înveți și tu, adică e simplu. Trebuie să știi numai ce o stoie embarasada, desgraciado. Și... N-am talent la limbi. Da, mă, tică, dar renunț la marea ta iubire. De fapt, știi care e problema? Ea renunța la mine, nu eu. Auzi, eu mă gândeam... Soră, reluăm noi de unde am rămas. Bună, n-am avut plăcerea. Bună ziua, bună seara. Constantin, Tică. Tică, un fost coleg de-al nostru. Șoferul lui domnul Petrică. Are bine. Să rămână. Am auzit că dumneavoastră transformați din amatori vedete. Oh, adică nu e cazul la tine. Am crezut că ești sora mea, că îmi vrei binele, că... Normal că-ți vreau binele. Așa? Eu n-am vrut decât să... Să ce? Să ce, Carla? Tu nu vezi că te manipulează? Nu vezi că doar asta știe? Nu vezi și nu înțeleg cum tu de fiecare dată îl crezi? E tatăl meu și nu vrea decât să-și vadă copiii aproape. Cu forța. Pentru că știe că Petru e pe primul loc. Carla, când o să iubești așa cum iubesc eu, o să-ți dai seama. Petru e pe primul loc. El e tot ce contează. Mai mult decât familia? Mai mult decât orice, el e familia mea. Și tu ai putea să fii la un moment dat. Tu o să fii mereu sora mea. Și Gianni? Gianni nu înseamnă nimic pentru mine. Nu, după cât te-a făcut, nu pot să simt nimic pentru el. Știu doar că vreau să stea cât mai departe de mine. Știi că nu o să renunțe la tine niciodată. Mai bine mor decât să mă țin aici cu forță. El nu spune asta. Carla, te implor, spune-i lui Petru ceva, orice, spune-i că-l iubesc și că îmi pare rău pentru tot. Te rog, orice, te rog.
Nu pot. Hai să ne dăm jos geaca, tati. Și pe aia mergem sus, da? Nu vreau. De ce, tati? Vreau să stau aici. Să mă uit la televizor. Dar mai bine ai dormi, nu? Haide. Hai, încearcă. Ia vezi. Hai, te rog, Ioș. Zic că sunt cu ciocolată, cum îți plac ție. Ia vezi. Merge? Sunt foarte bună. Bravo, mă bucur. Mulțumesc. Să fii sănătos. Sia, ce faci? Bine, uite, de la muncă. Super. Tu? Și eu, de la Gabi. Ești obosită? Nu chiar. Răzvan e plecat la Monaco și nu prea am avut ce munce azi. Ok. De ce? Mă gândeam să ieșim undeva. Să ieșim noi două? Ei, nu chiar. Știi cumva Sorin e acasă? Nu știu, probabil. Hai că aflăm acum. Sorine, ești? Hă? Da, cred că e. Da? Bună! Ce faci? Bună. Bine. Stăteam cu sora și nepoțelul meu, de ce? Ah, ce drăguț. Ne gândeam, eu și Sia, să ieșim undeva, toți trei. Toți trei? Hmm? Dar nu cred că e tocmai potrivit. De ce nu? Adică, așa ca între prieteni. Voi nu sunteți împreună, noi nici atât. Și mă gândeam că ar fi drăguț. Totuși, suntem în aceeași curte. Hai mai că o să fie fun. Știi un loc? Suț. Fac cinste. Emma, nu, nu. Nu, accept niciun refuz, serios. Mă supăr pe voi. Emma. Hai să mergem. Uite. Hai să mergem. Rămâne? Da. Super sinceră cu tine că simt acum pot. Chiar te rog. Având în vedere faptul că tu nu mai ești împreună cu Sorin, m-am decis că nu vreau să renunț la el. Stai, ce? Ce? Nu tu mi-ai spus că nu mai suntem împreună? Și, na, eu îl plac pe el, toți trei suntem prieteni, deci toți suntem câștigați, nu? Nu. Nu. Nu ce? Nu te bucuri pentru mine sau ce? Ba da, nu, uite-l pe Sorin. Bună! Ce faci? Bună, sunteți gata? Hai să mergem. Ce-i? Era o etichetă, nu știu. Lia. 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 Trezește-te. Hai. Trezește-te. Fugi. Cum adică? Haide, mai repede. Ai avut dreptate. Tata nu o să te lase niciodată să fii liberă. Ok, și tu ce faci? Hai cu mine. Nu pot. Hai. Cum? Mai repede. Carla o să se prindă că tu mi-ai ajutat. Ce faci? Lasă că văd eu ce-i spun. E că e simplu unde sunt. Fii atent, ești prin spate. Mergi vreo 10-15 minute până în oraș și o să fie o stație de tren, da? Poftim. Mersi. Hai. Mersi, nu ai grijă. Unde a dus-o Gianni pe Lia? Ce ai, boss? Unde a dus-o? Tu ți-a zis că nu știu. Ce vrei să spun? Număr până la 3. 1, 2. Petru, lasă arma jos, te rog. Asta știe unde e Lia. Păi nu că nu știu unde a dus-o. Minți! Petru, lasă arma! Thank you.
uneori simți gustul libertății pentru puțin. Și ai senzația că poți zbura iar. Ți-a fost dor de mine? În cele mai grele momente, te aștepți ca cel pe care îl iubești să te salveze. Pentru că simte că nu ți-e bine. Pentru că e sufletul tău pereche. Nu am nevoie de tine. Ia și mănâncă ceva. Nu înțeleg. Tu trebuia să fii mort. Te-a împușcat Petru. Nu, am fost aproape mort. Dar m-a salvat Gianni. Și după aia a avut el grijă de mine. Acum îi datoresc cu totul viața mea. Trebuia să mori. Ai fi vrut, nu? Lasă-mă, ia mâna! Vezi că acum Petru nu mai e lângă tine. Iar tu o să fii doar a mea. Îți garantez. Ești nebun. Nu o să fiu niciodată, da. Ai tot timpul din lume să te răzgândești. Știi de ce, Lia? Eu am răbdare. Cum a scăpat Lia seara? Nu știu. Ușa nu era forțată. Așa și ce vrei să insinuezi? Arda, nu insinuez. Spun că ai dat drumul. Păi dacă te-am ajutat să aduci până aici, de ce ai dat drumul acum? Pentru că Lia e o foarte bună manipulatoare. Păi are cu cine să semene? Noi doi am avut o înțelegere. Așa, și ai vreo dovadă că am fost eu? Ce dovadă? Ușa se poate deschide doar cu cheia. Și poate obsedatul al tău. Ce caut aici? Ai încredere în el? Am mai multă încredere în el decât în tine. Păi atunci să-l pui pe el să se ocupe de Lia, că eu nu mai vreau să știu nimic. Ce mi-a plăcut mie la tine cel mai mult? Curajul și tupeul și faptul că nu-ți păsa de ce cred alții. Deci acum nu-mi pasă. Observ. E altceva acum. Serios, dacă am început să ne certăm iar eu și Emma la cei în casă... Da. Bine, îi spunem amândoi atunci. Ok. Ok. Mergem? Cred că mai bine ar fi să mă duc să văd cum se simte și... Normal. Hai, du-te. Îi spunem după. Da. Asta e tot ce pot să fac pentru tine. Să te porți frumos, că altfel nu mai primești desert. Mă
Spune. Ți-a fost dor de mine, nu? Când a dus-o Gianni pe Lia. Nu știu despre ce vorbește. Lipsește de 2 săptămâni. Păi poate că s-a plictisit de tine și a fugit. Și Gianni și Carla nu sunt acasă și sunt plecați, iar pe tine te-au lăsat aici să putrezești. Păi și dacă au plecat, asta înseamnă că eu ar trebui să știu unde s-au dus? Îți dau orice. Și libertatea? Mama. A fost bună? Tati! Bună! Ce faci, Roxy, frumoasă? Bine, am mâncat prăjitura cu cei. Da? Bravo! Bine ai venit, scumpule. Hai să te ajut. Nu, nu, stai niște, că nu e nevoie. A, da? Lasă să te ajut, că sigur ești oportit, nu? Adevărul e că sunt un pic obosit. Da, păi cred și eu. Ia zi, vrei să-ți pregătești ceva de mâncare? Nu, mersi, că nu mi-e foame. Nu ți-e foame? Aolea, nici poftă de mâncare, nu mai are săracu. Poftim? Ce? Nu, vorbeam, vrei să-ți dau ceva de băut? Îți dau o cafea. Nu, nu, nu. Știi ce? Nu-ți fac o cafea. O să-ți fac un suc, îți dau un suc de portocale, că e mai sănătos, da? E mai bun. Cabi, ce se întâmplă? Ce? Ce? Ce se întâmplă? Vorbește parcă-s pe moarte sau ceva. Roxy, du-te tu la tine în cameră și uite-te la desene animate, cât am eu grijă de tati, bine? Te rog. Bine, mă duc. Ia, bea, bea. N-ai de ce. Chiar n-ai de ce. Oh, ce ai făcut? Ce? Ai făcut ceva sau vrei ceva? De-aia te porți așa frumos. Pavel, tu și paranoia ta. Cu cuvântul meu. Ia, ieși și bea ăsta. Nu. Eu nu mai vreau să ne ascundem. Vorbim aici, așa, uite, ne plimbăm să ne vadă toată lumea. Uite, dar avem o problemă. Dar nu mă interesează. Poți să-mi spui ce problemă ai și aici. Emma vrea să te scoată în oraș și după să mergeți împreună la ea sau la un hotel. Ce? Nu se poate. Nu, trebuie să-i zici adevărul. Trebuie să o refuzi tu, elegant, și o să-i spunem împreună. Dar eu nu credeam că dintre noi doi tu ești aia lașă. De ce zici asta? Pentru că toate astea se întâmplă din cauza ta. Da, pentru că vreau să fac să fie bine, să fie liniște. Mersi că mă înțelegi. Dar te înțeleg. Dar mie mi se pare că ți-e rușine cu mine, jur. A, de fapt e vorba despre nesiguranța ta. Poate. Pentru că pentru mine e foarte simplu. Suntem împreună și nu ne ascundem și spunem adevărul. Nu. Nu, serios, tu ai idee că eu și Emma ne-am mai certat de 2 săptămâni? Nu vreau să se schimbe asta. Bine, ok. Și pe bune acum, am și eu o familie din nou. Nu vreau să fiu singură. Dar nu e singură, mai pe mine. Știi că nu e același lucru. Ioana, nu înțeleg de ce te încăpățânezi așa. E ca și cum ți-aș spune eu să te ceri cu Dana și cu mama ta. Cum ar fi? Bine. Îți dai seama că nici mie nu-mi convine să... Dar vreau să fac să fie bine, na. Ok. Bine, o să vorbesc cu ea și o să-i spun că n-are de ce să-și facă speranțe. Mulțumesc. Ești un drăguț. Și tu. Ușor, ușor! Stați liniștită, doamnă, că vorba aia, am cărat eu motoare. Păi da, da. Nu-i da drumul ca un sac, așa? Ce mă te-a durut? Da. Vreau să vină tata. Thank you.
Carla, sunt aproape gata. Ia. Doamne! Nu vreau să că nu te mai văd niciodată. Sunt aici, sunt aici și... Doamne, te iubesc. Și eu te iubesc. Ți-am făcut ceva? Nu, doar e nebun, mă ține aici cu forța, m-a ținut închis să zice că o să te uit, dar n-am făcut decât să mă gândesc la tine. Și eu la fel, și eu la fel. Dar trebuie să mergem. Ce facem cu Gianni? Îl omor. Nu, vreau doar să fugim mai repede de aici, te rog, vreau Dalia, doar să fugim. Hai să mergem, hai. Încet, da? Cine a venit? Ce faci, bechere? Superman! Nu? Hai să dăm asta jos. Acum trebuie să-l chemăm pe Tică să-l ducă sus. De ce? Lasă că-l duc eu. Mai bine. A? Auzi, da, înainte, nu vrei, mama, să stăm împreună aici, să mâncăm împreună? Ba, da. Oricum mă plictisesc la mine în camera. Ia zi, cum a fost acolo? Povestește-mi. Păi, nu știu. Doctorul mi-a îndoit piciorul. Aha. Dar eu n-am simțit nimic. Încă. Dar hai să vezi cât de curând. Când te aștepți mai puțin, o să le miști pe amândouă. Îți promit. Mi-e sete. Ce sete? Imediat. Ce ai, mă? Nu vorbești cu noi? Dacă știam că e așa, nu mai... Nu mai ce? Nimic. Vă las, beau și ugări de apă. V-am pupat. Și ce facem? Ce facem? Ce fac? Eu sunt problema, după cum vezi. Rămâi aici, ce bun de vii. Plătește-mi notă. Hai, ieșiți prin spate, tata, și la urmă caută-n față. Să mai dai grijă. Au scăpat, au luat-o Petru și au fugit. Lia, stai. E cu Petru. În cele mai grele momente, te aștepți ca cel pe care îl iubești să te salveze. Dar uneori nici el nu poate face nimic.